Să zicem că ai un stat care nu ți-a nicio taxă și nici nu face inflație. Mânca la câini. Dar statul își păstrează, ăsta din scenariul Așa. ipotetic, își păstrează puterea de reglementare. Trebuie să ceri voie pentru orice, o să fii penalizat pentru orice, Dar nu taxează. dar nu taxează. Și cum Dacă e cum bursă, funcționează? dacă Cum e... funcționează această minune? Poate trăiește prin donații voluntare de la niște firme mari care vor să aibă acele reglementări. Da, poate. Ok. Bun, să zicem. Adică, să nu uităm, ziceți cât de mult vă plac reglementările și toate Păi tot nu e asta, permisiunile. asta e discuție comparativă, știi, care e Exact. mai toxic. Nu știu, e de la caz la caz. Poți să ai niște reglementări să te nenorocească. Un om să prefere reglementări decât, pardon, să prefere taxe mari decât reglementări. Pentru că reglementare te, n-ai voie să faci ciorapi care au nu știu ce. Și te-a Da, eliminat tu. Mai ciorapii bine de preferi curajos. 50% taxe și să te lase decât reglementări. Deci când ne uităm pe topurile astea ale libertății, Heritage și nu știu ce, problema Rusiei, a statelor arabe, nu e atât taxarea cât reglementarea. Deci ai mafiile alea care nu mici Deci nimic. Nu mici nimic. este doar un alt cap al balaurului. Și poate fi și mai rău.